Noi vorbim în, o să auziți tot timpul reprezentanții mediului de business, că spun, domnule, avem nevoie de stabilitate și predictibilitate. Ne-am adus recuzit. Se presupune că ăsta e volumul de taxe pe care, de care avem nevoie. Taxe și impozite și contribuții. Îl punem așa, e stabil. E stabil, nu? Îl punem așa, e același volum. Ia uite-l pun care. Diferența dintre cele două, de același corp, dintre cele două situații, este baza. Asta e baza mare și înălțimea mică. Asta e baza mică și înălțimea mare. Că până la urmă, legile fiscale sunt legi economice și legile economice sunt legi ale naturii. Ca să putem să vorbim de stabilitate, trebuie să vorbim de baza mare. Cum facem? Cum ajunge baza mare din mare mică? Nu sunt decât două metode, două instrumente. Una, scutirile și doi, evaziune. Dacă vrem să vorbim de stabilitate, trebuie să începem cu eliminarea scutirilor și doi, să continuăm cu eliminarea evaziunii. Aia nu poți să o elimini complet, dar poți să o reduci semnificativ. Da? În momentul în care înțelegem chestia asta, știm și ce avem de făcut. Am avut o dată o discuție cu un prieten care, de fapt am fost la o conferință unde gazda, unde invitat a fost un ministru de finanțe, gazdă, șeful unei mari firme. I-am spus, i-a mulțumit că omul își manifestase susținerea pentru menținerea scutirii la, de impozit la IT, după care a început să îi reproșeze că zero stabilitate și predictibilitate. La pauză m-am dus și eu la colegul meu și am zis, păi zi, tu-ți dai seama că ce spui tu, eu contradicție în termeni. Nu poți să vorbești în aceeași frază și de scutire și de stabilitate? Adică, cum vine asta? Vrem să fie stabil. Ca să fie stabil, trebuie să fie destui bani. Dar eu să nu plătesc. Cool. Deci, ca să putem să vorbim de, și de impozite mici, și de servicii publice de calitate, și de investiții în infrastructură, trebuie să vorbim de bază mare. Da? Și evaziune mică. Dacă ne e mintea numai la golănii, asta face. Da? Pentru că să știți că, din păcate, prin sistemul fiscal se poate modela o nație. Pui cum? Pe drumul drept, pui zid. Da? Greu de trecut. Zidul ăsta fiind impozite și contribuții foarte mari. Impozit, de fapt, contribuțiile sociale foarte mari. După care, creezi potecuțe. PFA, drepturi de autor, micro-întreprindere. Pe potecuțe, pui capcane. Da? Capcanele astea creează complicități. Că în momentul în care știi că ești pe potecuță și că vine fiscul să te retrateze, cum ziceam, ciocumic, acum noi suntem la putere. Da? Ai grijă să nu cumva să superi pe cineva. Nu mai ești om liber. Și uite așa, modelăm o nație spre golănie, spre șmecherii, nu să ne concentrăm pe creare de valoare adăugată și să ocolești, să nu mergi pe drumul drept. Că pe drumul drept au avut grijă să pună un zid. Evident că cei mai mulți nu au opțiuni, că așa e în viață. Și trebuie să meargă, să dea cu capul în zid. Da? Știți, în 2004, când, în campania din 2004, când s-a vorbit de, când s-a introdus practic ideea de cotă unică de către Alianța, dar am avut și o contribuție atunci. Oponenții, adică PSD-ul, spunea, cota unică va beneficia bogaților. De ce? Pentru că n-ar mai fi plătit pe salariile mari 40%, mai fi plătit 60%. Numai că eu nu știu pe nimeni bogat din salariu. Nici măcar președinții de mari companii nu sunt bogați din salariu. Se îmbogățesc din exercitarea SOP-urilor. Oamenii bogați sunt bogați fie din general din
investiții, din dividende, din câștiguri de capital, că au vândut firme, că au făcut exituri, că au atras investiții, că au făcut, au vândut, te cumpărat terenuri, dezvoltat blocuri. Astea sunt oameni, nu? La vremea respectivă, cine plătea impozit cu cotă progresivă? Doar salariați. Impostul pe tranzacții imobiliare, care atunci era un pomiera zero. Câștigurile pe bursă și pe din vânzarea de companii erau impozitate cu 1%, iar dividendele cu 5%. Deci, practic, prin cotele progresive, prin supraimpozitarea muncii, ce s-a făcut? S-a împiedicat apariția clasei mijlocii, ținut oamenii sărăcii, și s-a favorizat apariția unei pături foarte subțiri de oameni foarte bogați. Cota unică a adus lucrurile aici. Dar, practic, în loc să ne ducem, să evoluăm înspre, până la urmă, toate statele stabile și puternice economice, au o clasă mijlocie puternică. Antreprenori, chiar și funcționarii publici în statele civilizate sunt clasă mijlocie, pentru că stat eficient, bine plătiți, în fine. Noi ce am? Am ținut pe majoritatea în sărăcie, pe cei care puteau să iasă din sărăcie, i-am ținut jos de tot prin supraimpozitare, că pe lângă 40% mai erau 60% și contribuții.